Ritmul de creștere și localizarea unei tumori cerebrale determină modul în care va afecta sistemul nervos central. Discutăm în emisiunea ProSănătate de astăzi despre tumori intracerebrale cu domnul Eugeniu Mindrigan, medic neurochirurg, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid German. Stimate domnule doctor, bine ați venit la Radio Vocea Speranței! Bună ziua și bine v-am găsit! Ce reprezintă o tumoră cerebrală? O tumoră cerebrală reprezintă o masă de țesut sau aglomerare de celule atipice care se multiplică și se divizează necontrolat în interiorul creierului sau în nemijlocită apropiere a creierului. La rândul lor, aceste tumori pot fi de proveniență atât din țesutul cerebral cât și din membranele care învelesc și protejează creierul. Ele pot fi de mai multe tipuri, aceste tumori? Aceste tumori, la sigur, pot fi de mai multe tipuri. Dacă am fi să discutăm despre tumorile intracerebrale, la rândul lor, sunt o mulțime de clasificări după localizare, evoluție, gradul de apariție, grad de dezvoltare, clasificare histologică a lor. Însă, dacă ar fi așa mai simplu pentru noi, există tumori intracerebrale primare, adică care provin din țesutul cerebral propriu-zis, și membranele adiacente și țesut și tumori intracerebrale secundare, care sunt niște tumori în interiorul creierului, dar sunt provocate de un focar primar tumoral în afara sistemului nervos central. Ce determină apariția acestor tumori cerebrale? Probabil fiecare pacient își pune întrebarea, de ce s-a îmbolnăvit, de ce are această tumoră? Deci, tumorile intracerebrale, ca și toate tumorile, în mod normal, în organismul nostru sunt o multitudine de țesuturi care la rândul lor sunt formate din celule. Fiecare celulă conține un material genetic, ADN, care are o informație pentru fiecare celulă. Când se naște, cum se naște, determinismul, ce fel de celulă va fi, fie ea neuronală, fie intestinală, fie tegumentară. La rândul ei, acest material genetic îi predispune și perioada ei de viață și durata ei de viață și ulterioara apoptoză, moarte celulară care va fi. În cazul nostru, tumorile canceroase, spunem așa, tumorile intracerebrale, este o modificare a materialului genetic intracelular care predispune o multiplicare anormală și cu o durată de viață anormală a acestor celule, care ulterior cresc și dezvoltă țesuturile din modul dat. Însă, totodată, în dependență de modificare materialului genetic care se află intracelular, acest ADN de predispunere, și tumorile intracerebrale pot fi tumori benigne, mai puțin agresive, cu perioada de dezvoltare mai lentă, și tumori intracerebrale maligne, care sunt mai agresive, care sunt de o agresivitate mai mare, care duc la o scurtare a duratei vieții pacienților cu acestea. Drept motive de apariție, cum și-am spus, predispoziția, în primul și în primul rând, este o predispoziție familială, adică genetică ereditară. De exemplu, sunt multe tumori intracerebrale, apariția cărora sunt în cadrul unor sindrome genetice ereditare, cum ar fi, de exemplu, neurofibromatoza de tip 1. Neurofibromatoza de tip 1 este principala cauză, spunem așa, ereditară de apariția tumorilor intracerebrale, care la rândul ei are simptomatică de apariția tumorilor, nu doar intracerebral, dar și cutanate, sistemice, mucoase și. De exemplu, scleroza tuberoasă, care este principala cauză și de apariție a tumorilor intracerebrale benigne. Sunt o mulțime de sindrome ereditare genetice, cum ar fi sindromul von Kippen-Lindau, sindromul Turner, sindromul Torac, care la rândul lor tot cresc riscul apariției acestor tumori. Dacă ar fi să vorbim despre, anume ca să finisăm cu partea de determinantă genetică ereditară, în materialul genetic există pro-oncogene, sunt niște gene care sunt responsabili de apariția și creșterea tumorilor, fie ele intracerebrale, fie ele oricare organ. Și sunt, spunem așa, oncogene, pro-oncogene și anti-oncogene, adică gene care supresează, gene supresoare a genelor de tumori. Și în dependență de cum secvențial s-a situat materialul genetic sau s-a modificat în aceste celule, noi putem avea sau supresia sau proliferarea acestor celule tumorale. Asta ce este despre ca predispunere materialul genetic ereditar. Dacă ar fi să vorbim, încă o cauză sunt radiațiile, iradierile frecvente, care la rând
rândul lor tot duc la apariția tumorilor intracerebrale. Acestea, la rândul lor, sunt o serie de studii care au demonstrat apariția tumorilor intracerebrale la persoanele adulte care frecvent în copilărie au fost iradiate. De exemplu, în copilărie cu diferite fluorografii, rentgenuri, tomografii pulmonare, copii care des aveau nevoie de ajutor medical. Totodată sunt unele studii în Statele Unite ale Americii care demonstrează utilizarea frecventă sau din durată a telefoanelor mobile. Și în special un procent, 1,3% din studiul acesta a arătat o determinantă de apariție a tumorilor intracerebrale și anume a neurinomului de acustică, adică a șvanomului vestibular, care este o tumoră a nervului responsabil de auz, din cauza telefoniei mobile utilizate de durată plus dispozitivele mai vechi cu iradiere mai înaltă și toate acestea. Poluarea mediului înconjurător este la fel un factor predispozant de apariției tumorilor intracerebrale. De exemplu, drept predispozant sunt alimentația, să spunem așa, nu proaspătă, dar prepregătită. Adică prefabricate, care sunt păstrate, congelate, ulterior în cuptorul cu microunde încălzit, tot face o predispunere, pesticidele, insecticidele. Drept un factor predispozant a obezității, conform studiilor actuale 2020-2021 Asociației Europene de Cardiologie Oncologie, și a fost determinată activitatea fizică redusă și obezitatea. Studiile au demonstrat că undeva în 2% din cazurile determinate, obezitatea a fost ca un factor predispozant de apariția tumorilor intracerebrale în acest caz. Și cam acestea ar fi, dacă scurt. Care sunt semnele care ar trebui să ne trimită la medic atunci când vorbim de tumori intracerebrale? Dacă am vorbit despre tumorile intracerebrale, trebuie să înțelegem un lucru. Tumorile intracerebrale, la rândul lor, sunt niște tumori care apar într-un spațiu închis. Dacă să vorbim, cutia craniană, comparativ cu vârsta fragedă în copilărie, când fontanele sunt deschise, spațiul este puțin dilatabil, se poate extinde, se poate lărge. Aici noi vorbim de un spațiu închis în care tot este pus la locul ei, exact, este poziționat carte, da? Exact pe policioarele sale și tot ce apare în surplus, da, tot produce o compresie, o lezare, o deteriorare a țesutului cerebral, ceea ce la rândul lor duce la deteriorarea, ischemizarea țesutului nervos, cu distrugerea ulterioară a neuronilor, a țesutului cerebral normal și de compresie. Și în cazul dat, cutia craniană nu este accesibil. Dacă în altă parte a organismului putem întâlni tumori de dimensiuni mari, adică și asta nu este o problemă și nu poate cauza careva acuzie, aici avem, iată, această problemă. De aceea primul și cel mai frecvent simptom prezent la pacienții noștri cu tumori intracerebrale este durerea de cap, cefaleia. Cefaleia care este o cefaleie pentru incipient, ea poate fi una neobservabilă sau poate fi o cefaleie localizată, necolocalizată, difuză. De obicei, cefaleile matinale, cefaleile când după un efort fizic sau un efort psihoemoțional stresant, când pacientul sau persoana se culcă, se odihnește. Cefaleile urmate de obicei cefaleile matinale urmate de vome inexplicabile, adică de altă cauză sistemică gastrointestinală nu este. Aceste cefalei, la rândul lor, vreau să spun așa un lucru ca să fie clar, nu toți pacienții cu tumori intracerebrale au cefalee și nu toți pacienții cu cefalee obligator să aibă tumori intracerebrale. Da, n-ar trebui să se sperie acum ascultătorii. Da, n-ar trebui să se sperie, da, sigur, asta este. Sunt multiple cazuri cu cefalee, dar în cazul tumorului intracerebrale, cel mai precoce simptom și totuși este cefalea, durerea de cap. Ulterior, dacă ar fi să facem o clasificare, simptomatologia clinică a unui tumor intracerebrale se divide în simptome generale și simptome locale, specifice. De ce? Deoarece, dacă am vorbit despre cefalee, este un simptom general. Prin creșterea presiunii intracraniene, cu compresarea țesutului cerebral, țesutul cerebral suferă, la rândul lui, dă de înțeles că a crescut presiunea intracraniană și prin mecanism de autoreglare apare semnalele de autoreglare, care ulterior dau de înțeles că trebuie ceva de rezolvat problema. Din simptome mai putem avea simptome cum ar fi crizele epileptice sau crizele convulsive. Crizele epileptice convulsive sunt niște
crize în care pacientul, nu, ele sunt diverse, dar cel mai des în popor la noi este epilepsie sau boala neagră, când pacientul pierde cunoștința, se scutură și toată asta. Iată, acesta tot este un simptom destul de frecvent întâlnit la pacienții cu tumori corticalizate. Dacă ar fi să vorbim despre simptome tot tip general, în cazul în care se modifică structura sau tisulară, microcirculația cerebrală, deoarece tumorile tot se alimentează, ele produc un fenomen și difur de sânge de la țesut cerebral normal. În multe cazuri, în dependență de localizare, tumorile pot produce modificări cognitive, de gândire, emoționale, pacientul devine de nerecunoscut, el singur nu se recunoaște, de ce aici el poate să aibă crize de agresivitate, nu se poate concentra, nu se recunoaște sine pe sine și nici rudele nu recunosc. Pot fi cazuri în care pacientul se pierde cunoștința, este un simptom pierderea cunoștinței. Drept simptom general mai poate fi spunem așa, astenia, anxietatea, depresia inexplicabilă a pacientului. Pacientul nu se descurcă cu sarcinile uzuale care le are de efectuat de zi cu zi. Dacă ar fi să vorbim despre simptomatologia, spunem așa, specifică a tumorilor intracerebrale, în dependență de localizarea tumorilor, tipul tumorii, dimensiunile și gradul acestea, ea poate fi, de exemplu, în regiune, dacă tumora se află în regiunea girusului postcentral, precentral, adică lobul frontal, dorsal, unde este, sunt responsabile de sensibilitate, pacientul poate pierde sensibilitate, sau cel mai frecvent ce pacienții se întâlnesc la noi, este scăderea forței musculare într-un membru, într-un grup de membri, fie în ambele mâini, ambele picioare, sau în jumate de corp. Poate fi totodată pierderea funcției unui organ, cum ar fi, de exemplu, pierderea funcțiilor sfincteriene. De exemplu, tumora intracerebrală, care la rândul ei compresează și nu permite transmisia nervoasă și se pierde controlul către organul, organul periferic. Pierderi de urină, vă referiți. Pierderi de urină sau retenție și pacienții sunt nevoie de a fi cateterizați. Drept exemplu, poate servi și tumorele de regiune occipitală, unde este localizat centrul vedere, adică pacientul poate avea pierde vederea, spunem cel mai simplu, sau poate avea tulburări vizuale, de exemplu morfopsii, poate vedea diferite steluțe, fluturași, ceea ce este destul de frecvent în tumorile date. Totodată, din tumori intracerebrale specifice, mai avem tumorile, spunem așa, de ventricul, tumori de ventricul cerebral, unde circulă cicefalorachidian cu funcție de hrănire a țesutului cerebral, de metabolism, de digestie. El, la rândul lor, în sistem ventricular, tot sunt tumori care pot fi de diferite ependimoame, carcinom duplex coroid. Acest, la rândul lor, în dependență de dimensiuni și localizare, pot produce o stenoză a căilor de comunicare a acestor tumori, a acestui lichid cefalorahidian, și acesta la rândul lui la fel se acumulează în surplus în unul din camerele ventriculor cerebrale, fie el facem o hidrocefalie, asta este lichid prea mult la creier, adică fie o hidrocefalie biventriculară, triventriculară sau quadruplu ventriculară. Dacă ar fi nesimulțumim tot specific, de exemplu tumorile de regiune de bază craniană, cum ar fi tumorile de regiune pituitară, glanda hipofizară, care este regina glandelor endocrine, de aici se controlează tot. Această tumoră este destul de frecvent întâlnită atât la copii cât și la vârstă. Din simptomele specifice poate fi, dacă ea este la copii, o creștere, spunem așa, armonică, dar macro a membrelor, a tuberozităților frontale, a articulațiilor, adică acești copii cresc armonic, însă sunt specifice aceste gigantismul dacă pacientul nu este diagnosticat precoce și tratat. Dacă această tumoră apare în perioada de adultului, ea poate produce așa simptome ca acromegalia, mâini mari, picioare mari, oase zigomace mari, tuberozitățile frontale se măresc. Totodată această tumoră se află în mijlocită apropiere de nervii optice, adică nervii care trec la baza craniului merg către ochișor, și în cazul acesta poate crea sindrom de chiasmă optică. Aici chiasma, nervii optici se încrucișează și la rândul ei putem avea probleme vizuale, de la cecitate totală la unul ochi, dacă tumora este mare, compresează, densă, și sau hemianopsie, asta jumate de ochi nu vede, de exemplu pe partea temporală sau pe partea nazală, până la pierderea totală a vederii, cu, începând cu amauroză și cu cecitate totală.
Totodată m-aș remarca că tumorile cerebrale la rândul lor sunt, de exemplu, cum am vorbit anterior, neurinomul de acustic sau șfanomul vestibular cu pierderea acuității auditive. În caz că ea crește, ea se proliferează, crește în dimensiuni, compresează nervul normal care ar transmite apasă impulsul. Nervul, da, apasă și se pierde funcția senzorială de auz, propriu zis. Deci o mulțime de simptome. Și asta doar dacă vorbim despre tumorile de, spunem așa, de fosă craniană anterioară, adică unde este creierul. Dacă vorbim de fosă craniană posterioară, de exemplu, cerebelul, vermesul cerebelos, aici sunt o mulțime de simptome, cum ar fi instabilitatea posturală. Pacientul cade pe o parte sau pe alta, sau are mers legănat, sau de multe ori oamenii pot să-i confunde și să creadă că pacientul este servit sau altceva și din cauza asta el poate să nu-i acorde ajutorul necesar. Tumorile spinale la fel sau tumorile de trunc cerebral care sunt frecvent întâlnite. Aici este, deoarece conform clasificării internaționale conform tuturor criteriilor, există undeva la 120 de tipuri de tumori intracerebrale, dacă se luăm toate. Dar dacă ar fi să vorbim de cele mai de bază, totuși rămân tumorile intracerebrale cu proveniență din țesutul, spunem așa, glial, care sunt celule de susținere, de hrănire pentru neuroni. Acestea, la rândul lor, sunt cel mai frecvent întâlnite. Ele pot, mare majoritatea cazurilor, sunt maligne și ele sunt cele mai frecvente, circa 50% din totalul tumorilor intracerebrale. Deci iar 50 la, rândul... la 50 e tumori maligne și benigne? Nu. Aici vorbim doar despre tumorile intracerebrale, care sunt cele mai frecvente? Cele mai frecvente sunt tumorile gliale, proveniente din țesutul de susținere, glie, microglie, care susține, hrănește și are grijă, spunem așa, de metabolismul neuronal, digestia ulterioarelor produși de neuronal de producție. Ulterior, dintre aceste grupuri fac, și ele rândul lor pot fi glioame de diferit grad, 1, 2, 3, 4, gândiți gradul de malignitate și mai se întâlnesc des, de exemplu, tot din celule de susținere și sunt astrocitoamele. Astrocitele, care la rândul lor, dacă nu proliferează cum trebuie modificarea materialului genetic din oarecare cauză care am enumerat-o anterior, ele la rândul lor duc la apariția așa tumori ca astrocitoamele. Mai sunt și carcinome, carcinom de plex coroie, dependimom, adică în diferite localizări, despre tumorile de țesut, spunem așa, de țesut de înveliș cerebral, care protejează creierul și cum este dura mater, pia mater, arachnoida, acesta se află pe locul 2 și cel mai frecvent întâlnite tumori de țesut, de protecție, de membrană cerebrală, de meninge, sunt meningioamele, care la rândul lor reprezintă niște tumori, de obicei ele sunt tumori benigne, dar în dependență de dimensiunile și localizarea acestora și evoluție, ele pot produce fenomene clinice destul de grave, începând de la compresie, ischemie, și ele sunt destul de bine vascularizate. Per general vorbind, tumorile intracerebrale, câte procente din ele sunt maligne și câte benigne, dacă avem așa date? Sau... Dacă ar fi să vorbim în felul următor, există tumorile maligne și tumorile benigne. Clar lucru că incidența tumorilor benigne este cu mult mai mare decât a tumorilor maligne. Dacă ar fi să vorbim despre tumorile benigne, incidența lor este undeva în măsură de undeva, spunem, 40-50%. Dacă să vorbim despre tumorile maligne, sunt 20-30%. Însă nu trebuie negat faptul că o tumoare benignă se poate transforma și într-o tumoare malignă, malignizare, dacă nu a fost diagnosticată la timp, dacă pacientul nu a fost, spunem, tratat, nu a fost solicitat un tratament precoce pentru acest pacient. Vreau să vă întreb despre metodele de diagnostic. Cum se diagnostichează? Metodele de diagnostic, în general, diagnosticul tumorilor intracerebrale reprezintă, eu cred că, unul din cele mai complexe procese de diagnosticare, deoarece aici, în primul și primul rând, este, totuși spunem așa, competența, abilitățile și cunoștințele specialistului, medicului neurochirurg, care vede primar acest pacient. În primul și în primul rând este examinarea neurologică primară a pacientului. În primul rând, ca și în orice, spunem așa, patologie, noi de obicei
În primul rând, se examinează pacientul. Tot se începe cu acuzele. Din acuzele pacientului cel supără, poți să-ți faci careva concluzie. Ulterior, istoricul, când a apărut, cum a apărut, au debutat acuzele, s-au diminuat, au evoluat treptat sau brusc au apărut acestea. Ulterior, după aceasta, se efectuează un examen neurologic foarte bine, la care se poate vizualiza și spune, de exemplu, dacă este tumor localizat și unde. Pacientul vine cu o semiologie locală, o hemipareză, paralizat pe jumate de corp. Deci tu, dintr-o dată, îți dai semnul întrebării în regiune lobului frontal-dorsal, acolo posibil să fie o formațiune, fie intracerebrală, fie un meningiom convexital care ar complexa. Dacă pacientul are instabilitate posturală sau pacientul are probleme grea vom cu, îți pui pe gânduri o tumoră de fosă posterioară. De exemplu, niște tumori de regiune pineală, foarte, nu știu, simplu sau, pacientul nu poate privi în sus, rogi pacientul să privească în sus și nu poate privi și cel mai frecvent caz, aceasta este o tumoră pineală. Alte cazuri, tot în examen neurologic specific, dispariția uzului, funcțiilor senzoriale, dispariția mirosului, dispariția, spunem, a vedere, jumate de ochi, un ochi, cecitate sau reducere, probleme de deglutiție, dacă sunt tumori de trunchi sau în regiunea unghiului pontocerebelos, care poți avea probleme de deglutiție, nu poți înghiți solide sau nu poți bea apă câte neci cu este. Alt simptom din simptomii tot general, pacientul spune că el respiră mai greu ca înainte. Da, tu nu trebuie să excludi patologie generală somatică pulmonară, dar totodată poate fi provocată de niște tumori de trunchi cerebral, care la rândul lor sunt localizate în regiunea centrului de respirație. Frecvența respirației mai de durată sau el simte o apnee, simte că face o pauză în respirație. Deci asta este una din cele mai de bază. Totodată foarte de ajutor ne sunt și investigațiile imagistice. Aici este vorba de CT-ul cerebral, un CT cerebral nativ, care la momentul de față el nu este într-atât de utilizat, deoarece informativitatea lui este un pic mai redusă decât a rezonanței magnetice nucleare, dar ne poate depista un proces intracerebral care ulterior ne va conduce pentru efectuarea unei rezonanțe magnetice. Rezonanța magnetică cerebrală, special de calitate înaltă, 3 teza, 4 teza, ne permite informație clară despre localizare, tumoare și dependență de regimul care se efectuă. De exemplu, dacă o să avem o tumoră intracerebrală de ventricul cerebral și o să avem cu tulburare a lichiorul dinamic, circulație lichidului cefalorachidian, o să facem în flare, rezonanță magnetică și o să vedem cum circulă sau dacă nu circulă sau dacă este staza lichidului cefalorachidian care va dintre nivelele acestuia. Totodată se poate fi făcut rezonanță magnetică nucleară cu contrast, care contrastul totuși, tumorile au un metabolism mai înalt pentru a se divide, pentru a se hrăni și a se mulți și ele captează foarte bine substanța de contrast și ne delimitează și acesta la rândul lor pot să ne spună, să ne conducă la ce tip de tumor e posibil să fie acesta. Totodată putem face o rezonanță magnetică nucleară cu spectroscopie. Această spectroscopie ne permite ca semnale emanate din tumoră, în dependență de tipul de aminoacizi care predomină această tumoră, să ne spună ce tip de tumoră poate fi. Poate fi malignă, benignă, gleală sau care este aceasta. Angiografia ne este foarte... CT angio, remene angio sau angiografie clasică, foarte informativă pentru tumorile masive, tumorile care se află în nemijlocită apropiere de structurile vasculare importante, cum ar fi la baza craniului, arterele carotide, arterele cerebrale anterioare, medii, posterioare, sinusurile venoase, care sunt foarte importante, de obicei, iată, meningioamele, care sunt niște tumori benigni din meningile cerebrale, însă ele de obicei au... o alimentație vasculară foarte, foarte bogată pentru a se hrăni și a prolifera și a crește. Și acestea, la rândul lor, pot concrește cu sinusul cerebral, ceea ce ne permite a aprecia conduita și tactica de tratament ulterior. Și sunt multiple metode de diagnosticare care acum sunt... Și la noi în țară sunt, adică vă permiteți să studiați... Da, asta din ceea ce, da, din ceea ce este la noi în țară. Da, psihotare, da. Sunt, este PET, scan-ul care ne permite de vizualizare activitate tumorale, metabolism tumoral și toate acestea și adică la momentul de față... Dispuneți de echipament. Da, de echipament. Dacă e să ne referim la tratament, tratamentul este doar chirurgical sau poate fi și medicamentos? Deci, ca prima etapă tratamentului, în primul și în primul rând, este, aș spune așa, activitatea sau cooperarea dintre pacient și medic, 1, 2, depinde de tipul tumorii, localizarea tumorii și gradul tumorii, deoarece intracerebral, aici creierul are o mulțime de funcții. Și fiecare milimetru, centimetru,
Este oarecare funcție care controlează un deget, ochișorul, vederea, sensibilitatea pe porțiunea corpului, toate astea. Și sunt tumori ușor accesibile, sunt tumori greu accesibile. Drept premiză primară de tratament a tumorului intracerebrale, la sigur că este intervenția neurochirurgicală. Și vă spun de ce. Deoarece ne întoarcem la ceea ce am spus la început. Spațiu foarte puțin și orice compresie care duce la deteriorarea materialului neuronal cerebral, ceea ce duce la pierderea de scurtă durată sau de durată îndelungată a funcției cerebrale la acel nivel. De ce totuși intervenția chirurgicală este o premisă de primă, spunem, intenție, prin, totuși, așa, în termen, spunem, de citoreducție, reducerea țesutului tumoral care să nu deterioreze țesutul cerebral normal. Dumneavoastră, practic, în fiecare zi aveți operații, intervenții chirurgicale. Da, noi fiecare zi. În cadrul institutului, da. Nu știu dacă există anumite date statistice la noi în țară privind rata incidenței tumorilor intracerebrale, dacă ați putea să ne spuneți, dar și în lume. Și cine sunt mai cine mai des fac? Persoanele mai în vârstă au aceste tumori, tinerii, sau nu avem astfel de date? Deci dacă ar fi să vorbim despre incidența tumorilor intracerebrale, conform datelor OMS la nivel mondial, tumorile intracerebrale, fie benigne, maligne, ele în total sunt vreo 12% din patologia oncologică generală. Dacă ar fi să vorbim despre incidența tumorilor intracerebrale în Europa, conform statisticii 2021, erau 6,33% din totalul tumorilor existente. În Republica Moldova se află undeva la un nivel mediu între toate țările a pacienților cu tumori intracerebrale. Dacă ar fi să vorbim despre tumorile intracerebrale în totalitate în Republica Moldova, acestea sunt undeva într-un procentaj de 11%. 11% de tumori intracerebrale din totala patologiei tumorale existente. Dacă ar fi să divizăm tumorile intracerebrale primare și secundare, clar lucru pe primul loc, o să fie tumorile intracerebrale secundare. Adică acestea sunt tumorile care sunt venite din sistemul nervos central din altă cauză tumorală. Adică pe primul metastaze. Pe primul loc dintre metastazele intracerebrale provocate este cancerul pulmonar. Cancerul pulmonar provoacă undeva 50% dintre tumorile intracerebrale secundare. Urmează cancerul de sân în 20% de tumori intracerebrale metastatice și tot metastazează intracerebral și în sistemul nervos central tumorile de colon, tumorile de rinichi. Adică alte cancere, da. Respectiv după aceea avansează și prin diferite căi. Limfogene, hematogene, da. Continuitate și se propagă, progresează și ajung la nivelul sistemului nervos central, unde se localizează și listul o celulă care e atipic, o să se prolifereze, o să crească și o să producă apariția la aceste tumori. Iar tumorile intracerebrale primare, ele au un procentaj mai redus. Dacă ar fi să vorbim despre tumorile intracerebrale primare, acestea pe primul loc sunt tumorile intracerebrale benigne, și pe locul 2 sunt tumorile intracerebrale maligne. Ce totuși mai frecvente sunt tumorile benigne. Dar în ultimii ani observăm totuși o dezvoltare, o creștere a numărului de pacienți cu tumori intracerebrale maligne. Din păcate. Dacă ar fi să vorbim de vârstă, sunt predispuse toate vârstele și fiecare vârstă și are o particularitate a sa. De exemplu, sunt o multitudine de tumori intracerebrale la copii, care la maturile nu se manifestă. Sunt o serie de tumori intracerebrale care sunt la maturi și ele la copii nu sunt. Dar nicio vârstă nu este scutită de apariția unei tumori intracerebrale. De exemplu, multe din tumorile la copii sunt niște tumori embrionare, agresive, cu rată de proliferare, progresare foarte rapidă și cu un pronostic mai redus pentru pacienți. Există cazuri de recidivă? Cazuri de recidivă există și există atât în tumorile intracerebrale benigne, cât și în tumorile intracerebrale maligne. Clar, locul în tumorile intracerebrale maligne, acesta este mai mare. Da. În final, aș vrea să discutăm despre
Măsurile de prevenire. Ce putem face ca să prevenim tumorile intracerebrale, dacă există așa ceva? Dacă o să-mi permiți, totuși până la urmă, cu tratamentul, ca să aduc așa, noi am discutat doar despre partea chirurgicală. Nu uităm totodată că mai există partea chirurgicală în care noi putem înlătura în totalitate. Tumorul este o tumoră ușor accesibilă, care se află într-o zonă care nu afectează funcțiile organismului sau funcții vitale și în care noi putem să extragem întregime. Ulterior, materialul este prelevat pentru histologie, informații spunem așa, morfopatologică, histologică, ne spune diagnosticul precis, ce tip de tumoră este aceasta. La rândul ei, sunt tumorile care sunt greu accesibile sau inaccesibile, la care suntem nevoiți să facem așa numitele ablații subtotale pentru a lua material histologic, pentru a vedea tipul de tumoră, sau biopsiile stereotaxice, în care noi, pentru oarecare traiect, pentru a nu leza țesutul adiacent normal, alegem traiectoria cea mai puțin vătămătoare pentru creier și pentru funcțiile organismului, pentru a ținti direct, a preleva puțin țesut, pentru a pune diagnosticul sigur histologic și ca ulterior să ne putem alege tactica de tratament, deoarece tactica de tratament ulterior poate fi și radioterapia, chimioterapia, radioterapie și chimioterapie se utilizează și la noi în Republica Moldova, ca fază ulterioară, de exemplu, dacă nu s-a putut abla în totalitate, exceza această tumoră, se utilizează diferite frecvențe de raze X sau terapie cu protoni la rândul ei. Chimioterapia iarăși este specifică în dependență de rezultatul histologic care noi îl obținem intraoperator. Din metode mai noi sunt metodele, spunem așa, imunobiologice, care sunt utilizate peste hotare și pentru oarecare tip de tumoră care s-a găsit histologic, există oarecare tip de modificare a materialului genetic în care la rândul lui celulele proprii ale organismului atacă tumora propriu-zisă pentru a o distruge sau și a o înlătura. Dacă ar fi să vorbim despre, să spunem așa, recuperarea ulterioară a pacienților, este foarte important în patologie neurochirurgicală. De ce? Deoarece mulți din pacienți preoperatori vin cu, în special la noi în țară, vin cu un deficit neurologic, fie el de sensibilitate, fie senzorial, vedere, vorbire, deglutiție, fie de motilitate, pe jumate paralizat sau mână paralizată, piciorul paralizat. De ce? Postoperator și este foarte important perioada de recuperare a pacienților care, de exemplu, dacă sunt probleme de vorbire, a fost afectat un centru, de exemplu, a vorbirei, se terapie postoperatorie împreună cu medicul logoped pentru restabilirea vorbirii sau terapie de recuperare a motilității. Pacientul postoperator este în pareză profundă, se lucrează cu medicul kinetoterapeut, medicul reabilitolog și acesta poate să ajungă la reducerea deficitului până la chiar absența deficitului, fie el motor sau senzorial sau fie de altă natură. Că acesta este un lucru foarte important. Și poate dura această perioadă. Da, poate dura deoarece operațiile pe creier sunt destul comparativ cu alte organe, nu poți extirpa mult fără careva probleme ulterioare sau deficiențe neurologice. De ce noi mereu ne străduim ca să fie cât mai puțin deficitul neurologic? Dar dacă el este și suntem nevoiți de a extirpa tumora în întregime sau survin careva modificări în planul planning-ul preoperator sau intraoperator, de foarte de ajutor sunt reabilitarea postoperatorie a pacienților dați, pentru ca ei ulterior să-și poată îngriji de sine și să întoarcă la activitatea sa normală de zi cu zi. Da, vorbeam despre măsurile de prevenire. Măsurile putem oarecum preveni tumorile? Măsurile de prevenire a tumorilor intracerebrale, clar lucru pe primul loc ar fi 1. Monitorizarea pacienților sau persoanelor cu un istoric familiar, ereditar de prezența tumorilor intracerebrale sau prezența cărorva din sindromele ereditare genetice care le-am enumerat anterior. Evitarea noxelor, spunem așa, mediu poluat, pesticide, insecticide, evitarea iradierilor frecvente și nemotivate. Da, nu atât de importante. Da, nemotivate, în special în vârstă fragedă a copilăriei, când toate celulele și țesuturile sunt în creștere, în proliferare. Foarte important este și modul de viață, alimentația sănătoasă cu alimente cât mai puțin prelucrate, congelate,
și iradiate ulterior. Totodată, activitatea fizică, deoarece a fost demonstrat că sedentarismul, creșterea ponderală și obezitatea sunt ca factori predispozanți de apariția tumorilor intracerebrale, a modului activ de viață. Și astea ar fi cele mai importante. Modul sănătos de viață. Sănătos de viață. Da. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și aceste explicații. Succes dumneavoastră în activitatea pe care o aveți și să ne reîntâlnim cu bine. Vă mulțumesc mult! Dragi prieteni, atât a fost pentru astăzi. Am discutat despre tumorile intracerebrale cu domnul Eugeniu Mindrigan. Vă aștept cu drag și data viitoare. Aveți grijă de sănătate, numai bine!